Oamenii, portul și veselia Maramureșului au fost concentrate în cetatea medievală din Târgu Mureș într-o expoziție dedicată pictorului Traian Bilțiu Dăncuș. Expoziția Culorile Maramureșului, organizată în colaborare cu Art Safari și Muzeul Maramureșan, a fost găzduită de Galeria Cetății. Marginalizat în timpul regimului comunist, Traian Bilțiu Dăncuș a fost primul pictor român din Maramureș cu studii la Școala de Arte Frumoase din București. Ca fiu al primului folclorist al Maramureșului, Petru Bilțiu Dăncuș a dus mai departe, în pictură și grafică, iubirea pentru oamenii și obiceiurile locului. Multe dintre lucrările sale au fost dăruite de familie Muzeului Maramureșan din Sighetul Marmației, așa încât expoziția Culorile Maramureșului este și un important demers de recuperare a operei pictorului Traian Bilțiu Dăncuș și a contribuției sale la arta românească din secolul 20. De ce Traian Bilțiu Dăncuș? De ce tocmai el dintre atâția pictori maramureșeni? Iată, este o expoziție care i s-a organizat după mai bine de 50 de ani, pentru că a fost un pictor marginalizat datorită convingerilor sale anticomuniste și religioase, un pictor care a rămas în conștiința doar a comunității maramureșene, mai mult decât în conștiința națională. Este un pictor care s-a născut în Iaudul Maramureșului la finele secolului al XIX-lea, a rămas orfan de tată. Drumul vieții l-a purtat spre alte locuri, spre alte specializări, dacă le-am putea numi așa, dar el întotdeauna a cochetat cu arta. La 21 de ani se înscrie la Școala de Arte Frumoase, pe care o absolvă cu trei specializări, pictură, gravură și artă decorativă. A pelegrinat prin foarte multe țări ale Europei, s-a întors în țară, întâi la Sighetul Marmației ca și profesor la cele două licee, care și ea sunt de prestigiu în municipiul nostru, a fost și consilier local, a pictat foarte multe biserici, în special frescă, a pictat foarte mult pictură de șevalet, are foarte multe lucrări de grafică, iar colecția noastră însumează peste 260 de lucrări de pictură ulei pe pânză, pictură de șevalet, dar și peste 60 de lucrări de grafică. Iar pe lângă aceste lucrări de artă, prin grija cumnaților artiștilor, colecția noastră s-a îmbogățit și cu o serie de documente, fotografii, caiete de schițe, de notițe. Această colecție a muzeului nostru s-a format în anul 1991 prin grija fostului director al Muzeului Maramureșan, profesorul Mihai Dăncuș. Trebuie să-l amintesc aici pentru că a avut o contribuție enormă în organizarea acestei colecții ale marelui artist maramureșan. Bilțiu reînvie. Are mesaje în direcția aceasta. Are mesaje de suflet, mesaje de penel, mesaje spirituale, pentru că el stă la Cernica, sub pământ, sub o cruce de lemn făcută de maramureșeni. Dar iată, opera lui umblă. Umblă, bucură, înalță suflete, trimite la respect față de artă și mesajele ei și nu în ultimul rând ne omenește. Barbu Brezeanu, o personalitate arhicunoscută celor care lucrează în lumea aceasta a muzeilor, când s-a prăpădit artistul în 1975, a făcut inventarul lucrărilor aflate în posesia familiei și le parte, așa cum se disting ele în viziunea istoriei de artă. Sunt aproape 400.
El nu a fost doar un pictor cunoscut și recunoscut, a fost și un artist desăvârșit, a fost un sculptor care a reușit să sculpteze prima poartă pe 5 stâlpi Maramureș. Este poarta care a marcat intrarea în Maramureșul istoric dinspre Baia Mare, este poarta care azi se află restaurată, Muzeul în Aer Liber din Baia Mare. Dar puțin cunosc că aceeași poartă, dar la dimensiuni mult mai mari, doar că pe 3 stâlpi, dar aceleași motive decorative, o întâlnim la intrarea principală în Muzeul Astra din Sibiu, o poartă pe care a reușit să o ridice la uzina de la Mârșa în perioada războiului. O bună parte din aceste lucrări au intrat în colecția prestigioasă a Muzeului din Sighet. Și așteptau, și iată că a venit, un soroc al recuperării. Artiștii și-au destinul lor. Nu știu dacă Bilciu, când a ales să fie artist, și sunt niște lucrări de pe la 11-12 ani, când era la Keșchemet, într-un gimnaziu al copiilor de învățători orfani. Atunci l-au descoperit prima dată, avem ceva mărturii cu ceva mai târziu. Profesorii săi, unul croat, unul slovac, unul ungur ca atare, și l-au îndemnat să persevereze. Mai mult, l-au îndemnat la sfârșitul studiilor să intre în Academia de Artă Maghiară de la Budapesta. E adevărat, începuse războiul. Bircea a fost recrutat ca mulți alții la 17 ani și a fost pe frontul din Italia, soldat timp de 9 luni. Când s-a împlinit armistițiul la 11 noiembrie 1918, Bilciu a optat. La vremea aceea știa mai bine ungurește decât românește. Și spune că eu m-am descoperit pe mine ca român și vorbitor de română și din neam românesc de la Iehut, ca o revelație. Revelația aceasta l-a dus la Academia de Bele Arte de la București și l-a făcut primul artist transilvanean român absolvent al acestei universități. De la început, aici în Galeria Cetății, am găzduit expoziții care au pus în valoare preponderent artiști transilvaneni. Iată-ne și astăzi în expoziția Culorile Maramureșului, în care putem admira 72 de tablouri ale pictorului Traian Bilțiu Dăncuș, unul dintre coloniștii băimăreni ai școlii de pictură și care a urmat școlile de arte frumoase din București. Ca pictor, el a rămas ancorat în ruralitatea maramureșană pe care a zugrăvit-o în multiple ipostaze, cu har și cu nostalgie. O energie extraordinară, o energie a satului, a acestei ruralități, care și astăzi își menține atractivitatea, nu datorită horincii, nu datorită produselor alimentare, ci mai ales datorită unei ambianțe sufletești care e grefată pe un peisaj cu totul special. Peisajul acesta maramureșan îl asociază cei care fac industrii de divertisment și de turism cu cel din Bucovina, nu-i mai găsesc alt pandant. Este încă unic, pentru că într-un sat sau altul, dacă s-a făcut sărbătoare, toată lumea e în costum național încă. Nu știm câtă vreme va fi asta. Satul lui Bilțiu, cel care îl vedem aici, nu mai este cel de atunci. Sufletește, oamenii au rămas cu ceea ce se numește tradiția. E în ei.
cu ceea ce se numește credința, le aparține. Cu ceea ce se numesc anumite trăsături, dârzenia, o anumită filozofie de viață, o aplicare spre bunuri care sunt aduse din muncă și din stăruința ta și nu din rapt și alte defecte pe care le întâlnea atunci Pilțu și le întâlnim peste vreme acum și noi. A ridicat la Mara, în localitatea unde a locuit pentru ceva vreme, o casă pentru artiști. A participat la o expoziție națională de arhitectură cu un proiect de casă tip tradițională, cu un grup de la Vișeu de Jos, Muncă spre recunoaștere, dacă nu mă înșel, se numea expoziția la București. A fost iubit de către țăranii maramureșeni, pe care îi și a iubit țăranii maramureșeni și dacă ne uităm cu atenție la picturile pe care le avem a spesimeze, îi revedem în toată frumusețea lor. Expoziția în sine este împărțită în 5 mari capitole. Vorbește despre satul tradițional maramureșan, despre obiceiuri, despre port popular, despre meșteșuguri. Ne prezintă armonia naturii, natura statică, ne dezvăluie simplitatea lucrurilor în cea mai frumoasă formă pe care el putea să ne expună. Ne vorbește despre anotimpuri, pelegrinările lui prin țară, prin afară, pe care ni le transpune pe pânză și ne le oferă nouă publicului vizitator. Dar cel mai mult i-a plăcut să picteze acele portrete și în marea majoritate a cazurilor, dacă ne uităm mai ales la portretele feminine, o regăsim pe soția sa, Madame Bluc, cum îi spunea el, Constanța Nițescu. O vedeți în diferite ipostaze și domnul profesor cu siguranță vă va spune că inclusiv printre chipurile sfinților din bisericile pe care le-a pictat, o veți regăsi dacă veți vizita acele biserici. Artiștii sunt copii clar văzători, mulți dintre ei, mai mult decât semenii, de fiecare dată. Văd mai departe și mai profund. El îi cinstește prin aceste materiale. Își cinstește neamul cum îi respectă pe ceilalți. Și are niște cuvinte de apreciere. Doamna Bars, care a făcut efortul ăsta cu grupul de la Sighet, să recupereze, să pună la punct, să agrementeze și să restaureze lucrările respective, are deopotrivă, a avut și avantajul și bucuria și surpriza, mi-a dat și mie ceva din ele, să descopere caietele lui Birciu, caietele unui artist, care sunt crochiuri, sunt schițe, sunt gândurile lui de zi, de noapte, care nu-i dau pace până când nu apare lucrarea finită. Este un mesaj care ne este destinat tuturor. Să avem grijă de artiștii noștri. Când veți vedea galeria de portrete mai în apropiere, veți vedea oameni care au rezonanță profundă pentru el ca neam, unii și ca neamuri. Îi veți vedea pe cei din sate. Și în caiete se menționează, azi am fost acolo, ieri am fost la Desești, alaltă ieri am fost nu știu unde, foarte lapidar, dar cu o acribie care arată că nu i-a scăpat nimic. A avut de înfruntat vremuri foarte dificile. Petre Comarnescu, care i-a fost
unul din prezentatorii și admiratorii din 36 începând. Spune despre el că are o capacitate de a surprinde lumea maramureșană ducându-l pe privitor spre lumea din România Mare. O pictură de referință, nici nu putem numi pictură pentru că este frescă, o frescă de referință care a ridicat câteva controverse într-o anumită perioadă de timp în Maramureș și este cea din spatele meu, fresca Anfoșoisi, o frescă care a pictat-o în urma dictatului de la Viena, chiar dacă ea este semnată în 1969, schița și prin cercetarea pe care a făcut-o domnul profesor Opriș, acea schiță a fost expusă imediat după dictatul de la Viena într-o expoziție, dar nu știm ce s-a întâmplat cu ea. Este o frescă pe care a pictat-o imediat după dictatul de la Viena, fiind împotriva deciziilor mai puțin fericite care s-au luat atunci. A fost un orator desăvârșit, a fost consilier local la Sighet, a fost pentru o scurtă perioadă de timp directorul Muzeului Etnografic de la Sighetul Marmației, a fost, în acea perioadă a fost și președintele despărțământului Astra pentru Maramureș, a fost însărcinat de către Astra și pentru înființarea Club Touringului Român în Maramureș și a participat la marcarea de trasee turistice alături de Francis Nistor. Ar fi foarte multe de spus despre acest pictor. În două cataloge care se fac în 1944 și în 1956, mici, puține, inclusiv pictura lui din acea epocă prolet cultistă, când mai mari artelor pupau condurul stăpânului, încă România era sub puterea Stelei Roșii, încă era aici Armata Roșie. Bilciu reflectă prin lucrările sale, fie că e o întreierat cu batoza, fie că este o muncă patriotică într-un defileu spre Jiu, niște realități care n-au conotație politică. Au o singură conotație, profund, profund umană, care nu are culoare. Și artistul n-a făcut aceste distinții. A fost un artist, spune Papadopol, un renumit zoolog de la Muzeul Antipa. S-a prăpădit în anii din urmă. Am învățat să desenez micile gâze și animale și am devenit un naturalist la Antipa datorită profesorului meu de desen, Bilțiu Dăncuș, care parcurgea la trei școli să-și facă norma cu bicicleta în periferiile Bucureștiului. Și a respectat și calitatea de om de catedră. Este un artist complex, a cărui recuperare astăzi a făcut mult bine. Pentru că la noi istoricul de artă, chirurg, care taie, împarte foarte ușor lucrurile în artiști de categoria întâi al Muzeul Național, numai Muzeul Național de Artă, a strălucit în pictura parietală, în frescă mai ales. Și biserica de la Bradu, de lângă Avric, o biserică greco-catolică care a fost împărțită cu ortodoxi, este singura care păstrează integral pictura lui. Impresionantă pictură. Duce pe pereți sfinții, nu orice sfinți, nu numai scenele cristice, nu numai cele dedicate cultului marianic, ci pune pe pereți și sfinții țărani. Noi sperăm că această expoziție să nu se oprească aici, să fie itinerată în cât mai multe localități din țară și, de ce nu, și din afară, ca acest pictor să fie din nou cunoscut de către comunitatea românească și nu doar. Toți avem ochi, nu toți vedem. Mulți trecem pe lângă aceste realități. Artistul n-a trecut pe lângă ele. Și acest lucru este ce se desprinde din opera lui. Ne reînnoiește privirea.